Poliția și Procuratura Anticorupție au scos la lumină o nouă tentativă de fraudare a alegerilor prezidențiale și referendumului constituțional din 20 octombrie, pusă la cale de gruparea Fugarului Lanșor, un grup criminal dirijat de persoane de la Moscova, dar și de lideri teritoriale și activiști din Republica Moldova. A fost instruit să racoleze aproximativ 130.000 de persoane care să voteze pentru un anumit candidat la prezidențiale și nu la referendum, în schimbul unor sume de bani. Candidații beneficiari ai acestor scheme riscă să fie excluși din cursa electorală. Ce ziceți la concret că mus noi, eu am zis, puneți etisia care sunt și ați votez. Ați votez, da, fiecare de atâta. Fiecare eu am 30 de activiști. Să aibă concret, dar nu odată, sute și unui mort și unui ziu. Da, să aibă 5 oameni și când ai ajuns în tasara și ai văzut cine trebuie să votez, ei sună trebuie deci le-ai spus la fiecare cam în dimineață, votați pe ăsta, da. Oamenii legii spun că din această schemă infracțională fac parte peste 130 de lideri politici și aproape 2000 de președinți ai unor organizații de sector, simpatizanți ai Fugarului Lanșor. Aceștia urmau să întocmească liste cu datele de identitate ale persoanelor racolate și să le anunțe în ajunul alegerilor pentru cine să voteze la prezidențiale, iar în buletin pentru referendum să aleagă opțiunea nu. Doar la ziua de astăzi, poliției este cunoscute transferurile sau acțiunile care se petrec de corupere a unor cetățeni în număr de 130.000 de cetățeni. Deci noi vorbim de numărul de cetățeni care ne sunt cunoscuți nouă la ziua de astăzi și despre transferurile care au fost realizate pe conturile acestor cetățeni venite din Federația Rusă. Poliția a documentat evidența transferurilor doar pentru luna septembrie de peste 15 milioane de dolari care au fost transferați în adresa acestor persoane care au diferite roluri. Comunicarea în interiorul rețelei avea loc prin intermediul aplicației Telegram. Celor implicați le erau promise sume de la 1.800 de lei la 45.000 de lei fiecare, în funcție de rolul pe care îl avea în schema infracțională. Noi venim cu un mesaj foarte, foarte clar pentru fiecare persoană care până în ziua de azi și-a dat informația personală, deci ziua de naștere, IDNP, nume, prenume, ca să-și deschidă conturi bancare în Rusia. Deci aceste persoane participă în această schemă. Noi cunoaștem cine sunt aceste persoane. Aceste persoane care au participat în acest lucru riscă nu doar o amendă până la peste 37.000 de lei, riscă să fie confiscată suma, contravaloarea, deci toate transferurile făcute pe contul străin. Noi avem dreptul legal să punem sechestre aici, în Moldova, pe proprietatea persoanei, mașină, teren, casă. În urma perchezițiilor în acest dosar au fost ridicate documente, telefoane mobile, bani în diferite valute, dar și alte probe. Deocamdată nu a fost reținută nicio persoană. Oligarhul condamnat Lanșor, care a fugit din Republica Moldova, dar este activ pe rețelele sociale, a scris pe pagina sa de Telegram că aceste acuzații lansate de autorități sunt neadevărate. El a mai precizat că nu există nicio faptă ilicită, iar toate plățile sunt legale.